Телекомпанія «Буковина» запрошує на роботу телеоператора. Звертайтесь за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 91А. Телефони 0372 52 42 21 та 52 47 83. Команда, що створює суспільне мовлення, чекає на тебе. Bună ziua și bine v-am găsit, stimați telespectatori! Vă invităm la o nouă ediție informativă. Liberalizarea regimului de vize Ucraina-Uniunea Europeană, un vis îndepărtat? Recent, premierul ucrainean a discutat cu președintele Consiliului European despre acordarea de către Uniunea Europeană a regimului fără de vize cetățenilor ucraineni. Cât de trebuie să mai așteptăm pentru a călători fără vize din Kiev spre Bruxelles? Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a întreprins o vizită oficială în Ucraina. În timpul întâlnirii cu premierul ucrainean, Volodymyr Groisman, au fost discutate cele mai actuale aspecte ale relațiilor Ucraina-Uniunea Europeană. Sper că în luna octombrie va fi adoptată o decizie pozitivă de către instituțiile europene. Ucraina, la rândul său, a îndeplinit toate condițiile. Contează pentru noi și finalizarea procesului de ratificare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a spus Volodymyr Groisman. Potrivit președintelui Consiliului European, Donald Tusk, guvernul ucrainean are rezultate de excepție în condiții grele. Din experiența proprie a Poloniei, vreau să spun că este foarte greu să atingi rezultate bune în colaborare cu Fondul Monetar Internațional, dar și în privința liberalizării regimului de vize, a spus Tusk. Săptămâna trecută, președintele Radei Supreme a Ucrainei, Andrii Parubii, a comunicat că este convins că Parlamentul European va adopta hotărâre privind acordarea Ucrainei regimului fără vize la începutul lunii octombrie. Această hotărâre are o mare importanță pentru fiecare cetățean ucrainean, a menționat Parubii. Totodată, șeful Parlamentului de la Kiev a mulțumit partenerilor europeni pentru susținerea consecventă a Ucrainei. După obținerea regimului fără vize cu Uniunea Europeană, fiecare cetățean al țării noastre se va simți cu adevărat cetățean liber al unei lumi libere, a spus Parubii. Reprezentanții autorităților din Hliboc au efectuat o vizită în raionul Uman, din raionul Cercase. Pe ordinea de zi a întâlnirii au figurat chestiuni importante referitoare la implementarea reformei descentralizării. Alte detalii ne oferă corespondentul nostru special din raionul Hliboc, Gheorghe Semeniuc. Am oglindit nu o singură dată despre succesele sportivilor din raionul Hliboca, atât pe arena internă, cât și pe cea internațională. Cel mai recent succes va intra de bună seamă în istoria sportului hlibocean și poate pretinde fără exagerare la calificativul de cel mai mare triumf sportiv al unui concetățean sau concetățene ai noștri din toate timpurile. Autorul acestei realizări istorice a devenit arm wrestlerul din Carapciu, Marius Baica, numele căruia este bine cunoscut departe peste hotarele Bucovinei și chiar ale Ucrainei. Forța sa, Marius, și-a demonstrat-o și la Barcelona la sfârșitul lunii septembrie, în cadrul turneului Arnold Classic Europe, cucerind primul loc în întrecerea cu mâna dreaptă, sub privirile cerebrului actor, bodybuilder și om politic Arnold Schwarzenegger. Arnold Classic Europe este copilul legendarului Terminator, care este întemeietorul și organizatorul turneului. A cucerit Spania și un tânăr discipol al lui Marius Baica, Dmitri Bordun, care a devenit și el primul în competițiile cu mâna dreaptă. Așadar, concetățeanul nostru s-a remarcat la Barcelona și ca sportiv și ca antrenor. Acasă, performanța lui Marius a fost întâmpinată cu mare bucurie. Duminică, 2 octombrie, înainte de începerea Cupei Regiunii la Kyokushin Kai Karate, care s-a desfășurat la Carapciu, el și-a primit meritata porție de distincții, aplauze și salutări din partea organizatorilor, suporterilor și autorităților. Ne alăturăm la toate cuvintele calde și dorim lui Marius să se țină bine pe pisc, căci locul lui este anume acolo. De la începutul anului 2016, în luptele din Donbas dintre rebelii proruși și forțele armate ale Ucrainei, au fost uciși 168 de militari ucraineni. Despre aceasta a comunicat ministrul ucrainean al apărării Stepan Poltorak pentru publicația germană Bild.
În mod oficial, armistițiul din estul Ucrainei a intrat în vigoare în data de 1 septembrie curent, odată cu începutul anului școlar. Noua propunere de încetare a focului este doar o nouă declarație a Federației Ruse, dar aceste afirmații niciodată nu s-au dovedit a fi adevărate. Vă puteți imagina un astfel de armistițiu când avem de la începutul anului 945 de pierderi, inclusiv 168 de soldați și ofițeri uciși. Și după 1 septembrie avem 10 morți și mulți răniți. Este dificil să califice această situație drept un armistițiu, a spus ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorac. Anterior, ministrul a declarat despre lipsa unui armistițiu în Donbas. Copiii iubesc cel mai mult cadourile. Discipulii a două școli medii speciale din orășelul Hotin au primit dulciuri, îmbrăcăminte și încălzăminte din partea unui grup de binefăcători. Cu detalii vin corespondenții noștri. Reprezentanții organizației regionale Crucea Roșie, organizațiile regionale și raionale de agenția Automaidan, agenția de modă Showtime, au codonat copiilor de la școala internat din Hotin jucării, bomboane, articole de papetărie, cărți, încălțăminte și multe alte lucruri necesare. Acest eveniment caritabil a fost inițiat de către deputatul Consiliului Regional, Liubov Godniuc, care de o perioadă îndelungată sprijină și susține această categorie de copii. Dumnezeu colaborează strâns cu un număr mare de persoane sufletiste care dăruie emoții de bucurie și căldura inimii acestor copii. Astfel, discipulii școlii internat din Hotin nu simt singurătatea, afirmă Serghei Căciumarski, șeful organizației regionale Automaidan. Dumnealui a mai adăugat că s-a emoționat atunci când copiii îi zâmbeau în semn de mulțumire odată ce le înmâna cadouri. Pe viitor, domnul Căciumarski le-a promis copiilor de aici că îi va vizita în fiecare lună. Cu eforturi comune, binefăcătorii au reușit să creeze atât copiilor cât și educatorilor școlii medii internat din Hotin o adevărată atmosferă de sărbătoare, susține Lina Ilnițca, directorul agenției de modă Showtime. Ca de obicei, copiii au întâmpinat prietenii binefăcători cu toată căldura sufletească. Elena Cărăliu, conducătoarea organizației regionale Crucea Roșie din Ucraina, susține că la această sărbătoare de suflet copiilor li s-au donat 35 de cutii cu încălzăminte, câte 3 perechi fiecărui copil, donate din partea familiei Căciur, căreia le sunt foarte recunoscători. Copiii de la școala medie specială numărul 2 din orășelul Hotin a pregătit și ei oaspeților unele cadouri. Astfel le-au demonstrat talentul și maestria prin dans și cântec, specifică învățătoarea claselor primare, doamna Liubov Pastușac. Reședința Metropoliților Bucovine și Dalmației, excursie gratuită de ziua orașului Cernăuți. La începutul lunii octombrie s-au desfășurat diverse manifestări și acțiuni culturale consacrate zilei orașului Cernăuți. Iar astăzi, 4 octombrie, Universitatea Națională Iuri Fitkovici împlinește 141 de ani de la inaugurare. Astfel, în zilele de sărbătoare, reședința Metropoliților Bucovine și Dalmației poate fi vizitată gratuit, invitația respectivă fiind difuzată pe site-ul oficial al Universității Naționale. Unica condiție înaintată pentru a vizita acest important monument arhitectural, completarea unui formular. Parcul dendrologic, 3 săli elegante ale reședinței, stilul clădirilor cu motivul dominant al arhitecturii mauro-bizantine și romanice, Biserica Sfinților Trei Ierarhi, toate merită să fie vizitate. Recent, în incinta liceului raional Gheorghe Asache din Herța, a avut loc întâlnirea colegială a absolvenților de liceu, promoția anelor 1965-1966. Acești absolvenți au devenit oameni maturi, au îmbrățișat diferite profesii, au devenit personalități nu numai în țară, ci și în străinătate. Toți, într-un glas, afirmă că în pereții acestei instituții de învățământ au trăit cea mai frumoasă poveste a copilăriei. În preajma zilei învățătorului am realizat un proiect televizat în incinta liceului raional Gheorghe Asache din Herța, care, cu ușile larg deschise, își îmbrățișează absolvenții. Promoția anilor 1965-1966. Întâlnindu-se peste 50 de ani, și-au adus aminte doar de lucruri frumoase despre foștii profesori, foștii dascăli, care le-au dăruit cunoștințe și povețe pentru viața de toate zilele. Țin să mulțumesc pentru această întâlnire de suflet care îmi produce foarte multă bucurie domnului director care ne-a primit în fostul nostru cămin părintesc.
Cu toate că nu sunt toți părinții aici, dar mulți s-au dus. Anii și eu al lor. Dar acel care e principal, care ne susținea în toate, e aici cu noi și acum. Cel mai mult mulțumesc învățătorilor care au fost cu noi. Ei au făcut de noi oameni. Oameni care la rândul nostru noi ne străduim să facem alături de noi alți oameni care să ne urmeze. Tot timpul mi-a fost dor de meleagul natal, de colegii de clasă și mulțumesc din suflet. Didinic, ea a fost aceea care ne chema, ne aduna și ne strângea. Vineam aici după o gură de aer proaspăt. Pe urmă, încărcați cu energie, ne apucam iar de lucruri cotidiene. Cei prezenți la această manifestare de suflet le sunt recunoscători conducerii liceului Gheorghe Asachi de astăzi pentru ospitalitate. Mai întâi de toate, directorului Viaceslav Sidor. Din interviul înregistrat am aflat și despre succesele acestei instituții de învățământ, rezultatele testării independente. În prezent, anul acesta de învățământ 16-17, în liceu avem 111 elevi care își fac studiile, un corp didactic de 38 de profesori, atât de bază cât și profesori superiori. Dacă luăm rezultatele la testarea independentă de stat, atunci avem rezultate foarte frumoase la limba ucraineană. Un elev al liceului nostru a dat cu balul de 188 de baluri. La fel, rezultate frumoase avem la limba străină, limba franceză. Eleva noastră, la fel, a dat testare cu balul de 186. Și, la fel, tot primii perioadă, suntem la testarea independent de stat la istoria Ucrainei, 182 de baluri. Grație acestor secvențe, observăm cum din clepsidra anilor de liceu se cern fire de nisip. Școala rămâne perioada marilor elanuri și a idealurilor înalte. Învățătura, averea, comoara cea mai de preț. Vor trece anii, ne vom despărți, însă amintirile de școală ne vor uni mereu. Tânărul cernăuțean Roman Schidan este foarte bine cunoscut în lumea sportului din Ucraina. La cei 22 de ani, Roman în palmaresul său un număr impresionant de diplome și medalii, fiind deținător a numeroase premii și locuri de frunte la campionatul Ucrainei, campionatul Europei și la campionatul mondial de pancration, informează portalul de știri Bucpres din Cernăuți. Zilele acestea, Roman Schidan, împreună cu colegii și discipulei săi cernăuțeni, a reprezentat Ucraina la campionatul mondial de pancration în orașul Tbilisi din Georgia. Rezultatele sunt surprinzătoare și apreciabile. Echipa Ucrainei s-a clasat pe locul 2 la acest campionat. Tânărul antrenor, lector Roman Schidan, se va întoarce marți acasă cu medalia de bronz, iar discipulul său Igor Pandrac s-a clasat pe locul 1 la capitolul junior, obținând medalia de aur. Bucuria acestui succes deosebit l-a determinat pe Roman să declară pentru portalul de știri Bucpres următoarele. Cea mai bună și apreciabilă mențiune pentru un antrenor sunt succesele și distincțiile discipulilor, uneori mai mari decât ale antrenorilor. Îl felicit din tot sufletul pe discipulul meu Igor Pandrac, membru al echipei cernăoțene Golden Pancration, pentru cea mai înaltă distincție, medalia de aur, obținută la campionatul mondial de pancration între juniori, care s-a desfășurat la Tbilisi. Mă mândresc cu discipulii mei, a mai spus Schidan. Reamintim că la această vârstă destul de tânără, Roman Schidan este antrenor-lector de pancration în cadrul Școlii Sportive Regionale pentru Copii și Juniori din Cernăuți, având peste 140 de discipoli, copii ucraineni și români din întreaga regiune Cernăuți, cărora le divulgă secretul acestui gen de sport, arătându-le și învățându-i diverse tehnici de luptă de pancration. Din fragedă copilărie a fost pasionat de acest gen de sport și la vârsta de numai 11 ani, Roman devine membru al Federației Regionale de Pancration din Cernăuți, informează sursa citată. Este absolvent al Universității Bucovenene de Stat de Economie și Finanțe și al Universității Naționale Iurii Fitcovici din Cernăuți, Catedra de Educație Fizică și Sport, având absolvite două universități. În cariera sa sportivă, Roman s-a evidențiat la majoritatea campionatelor la care a participat. Astfel, în 2009 ocupă locul întâi la campionatul Europei de pancration și titlul de candidat de maestru al sportului din Ucraina. În anul 2011 deține locul întâi la campionatul mondial de pancration, iar peste un an se îmbrădincește de locul întâi și Cupa Ucrainei la pancration, precum și titlul de maestru al sportului din Ucraina. În 2012 ocupă locul
locul 2 la campionatul mondial de pancration. De asemenea, ceva mai târziu, Roman Schidan s-a clasat pe locul 1 la campionatul mondial de pancration și s-a învrednicit de titlul de maestru al sportului din Ucraina, categoria internațională. Și în final, date despre starea vremii. La Serviciul Hidrometeorologic Regional a fost informat că în următorul interval de timp vremea se va răci. Pe parcursul zilei va ploua. Vântul va sufla din sectorul nord-vestic cu o intensitate de 5-7 metri pe secundă. În regiune, temperatura aerului din timpul nopții va oscila între 10-15 grade. Ziua, mercurul termometrelor vor indica 12-16 grade Celsius. La Cernăuți, minimile de temperatură vor fi de 11-13 grade. Maximile vor fi cuprinse între 13-15 grade Celsius. Atât pentru astăzi, noi vă mulțumim pentru atenție, la revedere și numai bine! Domnul Ion Semeniuc, o fire îndrăgostită de limbă, graiul strămoșesc și satul natal Voloca, care din stimă față de strămoșii noștri a creat un muzeu în gospodărie sa bine îngrijită. Amu când am mai îmbătrânit și când am văzut câte obiectele astea care au rămas de la moș strămoș s-au început a pierde. Și m-am gândit, hai să mă apuc să fac un mic muzeu. Da, zic, cu ce s-o putea? Și de pe la gospodarii satului am adunat câte ceva lucrurile care se văd aici la mine în ogradă. În data de 6 octombrie, la orele 10:25, protagonistul emisiunii La noi în Bucovina ne va face o excursie în muzeul său cu icoane, fotografii, ziare, obiecte de uz casnic și alte lucruri interesante cu vechime de peste 200 de ani. Așadar, fiți alături de noi! Subiectul zilei și săptămânii în transmisiune directă la TV Bucovina, aplicarea reformelor în toate sectoarele de activitate economico-sociale, descentralizarea, combaterea corupției și reorganizarea gospodăriilor locativ-comunale, activitatea primăriilor și comunității românești din regiunea Cernăuți, în viziunea reprezentanților, organelor de stat, experților și telespectatorilor. Vizionați și luați atitudine, telefonați 555501 și 555502, mărturisiți-ne frământările și bucuriile. Opiniile, întrebările și reflexiile dumneavoastră contează. Fiți alături de noi la studioul de seară. Noi, etnicii români din regiunea Cernăuți, care constituim peste 20% din populația ținutului, în total în Ucraina locuiesc circa 500.000 de români, ne pronunțăm ferm pentru păstrarea integrității și suveranității statului ucrainean multinațional independent. Numai într-un stat liber și democrat, care împărtășește valorile umane și culturale europene, ne vom putea păstra și dezvolta identitatea națională și culturală, limba, credința strămoșească, tradițiile și obiceiurile naționale. Alături de forțele democrate cu opțiuni europene, noi, parte integrantă a poporului Ucrainei, sprijinim eforturile depuse de conducerea țării și de partidele politice pro-europene, scopul suprem fiind integrarea în marea familie a țărilor democrate din Uniunea Europeană. Suntem conștienți de faptul că acest scop poate fi atins numai în condiții de pace și de bună înțelegere între toate etniile din Ucraina. Стверджують, що назва нашого міста походить від древньоруського слова «чер», що означає «чорний». У жовтні наше місто Чернівці святкує свій день народження. Ведучі передачі «Буковинчики-веселинчики» вирішили дізнатися, чому воно саме так називається. А ще хлопчиків та дівчаток чекає цікава подорож вулицями та площами Чернівців. У середу, 5 жовтня, о 17:30, пізнавайте рідне місто разом з допитливими буковинчиками-веселинчиками.
На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть в ній люди, добрі, працьовиті, вам скажу по правді, всі талановиті. І сьогодні до жителів нашої телевізійної країни талантів приєднуються надзвичайно творчі, невтомні, невгамовні вихованці народного художнього колективу народно-сценічного танцю «Україночка» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини». Наша буковинська земля багата на таланти. Адже у нас все особливе – і небо, і гори, і полонини. Саме Буковина дарує наснагу, дає міцні, творчі крила юним танцюристам, які під керівництвом Тетяни Анатоліївни Горошевської на сцені створюють справжню казку. Скільки творчих перемог!